Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, s-a asigurat că toate utilajele sunt pregătite pentru curățenia de primăvară, care se va desfășura până pe data de 12 aprilie. Autoritățile locale fac apel la cetățeni să dea o mână de ajutor, adică să fie mai grijulii când separă deșeurile menajere de cele reciclabile. Salubrisul va veni cu peste 58 de echipamente și aproape 200 de oameni, care vor acționa pe toate zonele din oraș, privind curățirea orașului, îndepărtarea acolo unde s-au creat diverse elemente legate de sezonul rece, grăbesc de nisip sau altele. Citadinul va interveni cu campania de plombare de primăvară. Avem 17 echipe pregătite, în jur de 78 de echipamente și 116 oameni. Serviciul Publice Iași a demarat deja campania de plantări, iar în acest an deja 7.000 de arbori și arbuști au fost plantați și continuăm activitatea până la venirea sezonului călduros, când vom opri această activitate. Pentru anul în curs ne-am propus 44.000 de metri pătrați de gazon. Deja lucrăm în cartierele Canta Păcurari, Alexandru cel Bun și Tătăraș și ne vom extinde și în alte zone din municipiu. Societatea de Salubritate a început să-i notifice pe ieșeni încă de zilele trecute să nu mai parcheze mașinile în unele zone din oraș pentru a facilita intervenția utilajelor de salubrizare pe străzi. În acest an au fost achiziționate 6 utilaje noi, toate sunt clasificate conform normelor europene pentru pulbere PM10 și PM2,5. Cu aceste utilaje noi sperăm să fim în trendul descendent al depășirilor pe stațiile de monitorizare a poluării aerului. Vreau să vă spun că anul trecut am încheiat anul în norma europeană, sub 35 de depășiri pe fiecare stație în parte, deci putem spune că ieșenii astăzi respiră un aer curat. La rândul lor, angajații Serviciei Publice Iași continuă cu amenajarea spațiilor verzi, lucrări fiind anunțate în mai multe cartiere din oraș. Ne axăm mai mult în zonele dintre blocuri, cum am început de acum 2 ani, spunem, adică vrem să revitalizăm aceste spații, să le curățăm, pentru că este foarte multă mizerie, să dărâmăm acele garduri făcute de fiecare și să creăm noi parcuri în zonele rezidențiale. Mă refer aici la a revitaliza, a face noi alei, a face sisteme de irigație, a planta arbori, arbuști, plante perene, flori, gazon. Curățenia de primăvară se face după un calendar stabilit clar pe străzi și zile de luni până vineri, între orele 8 și 18. Societatea Salubrisii va notifica din timp pe ieșeni când va ajunge pe strada lor.